Corneliu Birtoc Băneasă, cadru didactic universitar la Facultatea de Inginerie Hunedoara, din cadrul Universității Politehnica Timișoara și unul dintre cei mai cunoscuți inventatori din România, alături de colaboratorii săi, se pregătesc de organizarea unui nou eveniment științific. Astfel, în luna decembrie acestui an se va desfășura în format online, ca și în 2020, cea de-a doua ediție a Salonului Internațional de Inventică InventCor. Salonul această ediție va fi plină de surprize. O vom organiza exclusiv online pentru ca accesul din toate colțurile lumii să fie facil și bineînțeles că taxele vor fi modice, minimale. Încurajăm tinerii și susținem printr-o participare gratuită. În paralel, bineînțeles că Comitetul de Organizare al Salonului Internațional InventCor a lucrat toată vara, urmând ca în cel mai scurt timp să lansăm anunțul. Bineînțeles că salonul se află la a doua ediție, va fi organizat tot în luna decembrie și vom anunța din timp data la care se va desfășura. Salonul își propune să reunească o largă varietate de manifestări ale spiritului inovativ, creativitatea fiind cuvântul cheie de la cea de-a doua ediție a InventCor. Ne bazăm foarte mult și ne dorim să cultivăm și să educăm spiritul creativ inovativ, în special în rândul tinerilor. Bineînțeles că orice idee, proiect este binevenit și îl acceptăm în cadrul salonului InventCor, pentru că ne dorim tineri inventivi și inovativi care, bineînțeles că în anii următori, vor dezvolta produse pe care societatea se va baza. Deci oricine este binevenit, de la artă la inginerie, avem inclusiv categorie de food and drinks, publicitate, orice, bineînțeles că avem și studii istorice la care cei din județul nostru cu o vastă istorie vor participa, au participat și anul trecut. La fel ca și la prima sa ediție și la cea din acest an sunt așteptați să participe reprezentanții de la universități, institute de cercetare și companii multinaționale, dar și inventatori privați.